Bine v-am regăsit, român de pretutindeni! Dacă într-unul dintre vlogurile trecute vă prezentam o imagine cu biserica unde s-a filmat o parte din pelicula Singura Casă, care l-a avut în rol principal pe acel copilaș drăgălaș, McCulkin, iată că până la urmă am decis să vin aici să văd și eu cum arată acest monument, pentru că până la urmă pare mai mult decât o biserică și voi lua camera, mă voi plimba câteva secunde în jurul ei, pentru că nu este doar ceea ce vedeți în spatele meu. Este o biserică uriașă. Așadar, începem un nou vlog din această locație. Ne aflăm într-o suburbie situată în nordul orașului Chicago pe nume Wilmette. Am văzut că încă se mai difuzează acest film, care cuprinde două părți, dacă nu mă înșel eu. Probabil mulți dintre voi v-ați săturat de el, dar există o modă ca în preajma Crăciunului filmul Home Alone sau Singura Casă să fie transmis pe programele TV românești. Vă spuneam că este un locaj de cult uriaș, probabil se poate și vizita. Este o biserică metodistă care se numește Trinity United Methodist Church. Am văzut că programul începe la 8, numai că eu trebuie să merg la muncă și din acest motiv cred că voi opri aici filmarea. Dar am ținut neapărat, așa cum vă spuneam la începutul vlogului, să vă prezint în toată splendoarea ei această biserică care arată excepțional. M-am uitat pe GPS și casa în care s-a filmat pelicula se află undeva la vreo 3 mile distanță de mine. Am zis că poate este mai bine să mergem să vă prezint și casa respectivă, pentru că atunci când lucrez pentru mine îmi permit să am un program mai relaxat. Hai să mergem, deoarece este destul de mare traficul la această oră. Începe ziua, oamenii se duc către locul de muncă. Am văzut multe case care arată minunat în această zonă. De altfel, ne aflăm undeva lângă Lake Michigan și aici proprietățile, pe lângă că sunt mari, ele au un preț de vânzare foarte ridicat. Aceasta este casa în care a locuit micuțul McCulkin și unde s-a filmat pelicula Home Alone.
Am ajuns la locul de muncă. Ați văzut ce început minunat de vlog am avut. Am vizitat biserica unde s-a filmat o părticică din pelicula Home Alone, singura casă și casa în care s-a realizat o mare parte din acel film. Mai bine spus, locuința în care McCulkin a avut acele ciocniri cu doi hoți care veniseră la furat. Am ajuns aici unde astăzi îmi derulez activitatea și înainte de a vă prezenta ceea ce trebuie să execut, vreau să mai exprim o părere, cu alte cuvinte să mai adaug încă o chestie la un vlog pe care l-am realizat de curând și în care spuneam că românii sunt meseriași. Indiferent ce se spune despre noi, că avem și multe caracteristici dubioase, hai să le numim astfel, printre altele suntem foarte buni meseriași. Eu vă recomand, dacă locuiți în diaspora și aveți nevoie de o lucrare sau o remodelare a locuinței pe care o dețineți, să contactați fără doar și poate românii, pentru că ei sunt foarte buni realizatori de astfel de lucrări. Meseriași, cum se mai numesc în România. De ce spun acest lucru? Păi și aici, peste ocean, noi nu suntem catalogați ca fiind niște persoane nocive, ba mai mult decât atât, foarte mulți americani, când aud că suntem din estul Europei, dar și că provenim din România, ne angajează pentru a realiza lucrările de care ei au nevoie. De aceea vă spuneam într-un vlog pe care l-am postat și mai de mult că mi-ar părea rău să ne stricăm această faimă, pentru că în Europa ea s-a deteriorat foarte mult, bineînțeles și cu ajutorul presei, dar și cu ajutorul nostru, pentru că și eu la un moment dat am prestat pe bătrânul continent prin Italia. Faptele noastre au fost unele nedemne de naționalitatea din care noi facem parte, pentru că de-a lungul timpului, așa cum spuneam, chiar dacă ne-am creat și o aulă de oameni care din când în când mai beau, mai cântă, oameni petrecăreți, avem și această aptitudine de a fi serioși la locul de muncă. Ok, mă aflu în casa unui român care a reușit în viață, un tânăr ce evoluează pe marile scene ale lumii, un cântăreț de operă, un tenor, cu alte cuvinte, o persoană care nu s-a sfiit atunci când are liber să vină să lucreze în casa pe care o deține, în care de altfel dorește să se și mute. Eu, în urmă cu câteva zile, am venit aici și am instalat câteva lămpi. M-a întrebat dacă știu să zugrăvesc, am răspuns afirmativ și m-a rugat, până când el se întoarce dintr-un turneu, să îi dau o mână de ajutor, pentru că atunci când va sosi din nou aici, vrea să se mute. Casa este cumpărată în urmă cu un an, dar cred că deja s-a săturat să tot facă naveta de la părinții lui în această locație în care mă aflu și eu actualmente. Cu alte cuvinte, omul vrea să își înceapă o nouă viață alături de soția lui. Cam acestea fiind spuse, hai să dăm o tură scurtă prin casă să vă arăt ceea ce trebuie să zugrăvesc eu astăzi. Aici prietenul meu a instalat gresia și faianța. Eu am pus un ventilator în tavan. Mai trebuie încă dat cu glet. Cu alte cuvinte, această baie nu poate fi zugrăvită, dar dormitorul este pregătit pentru o astfel de operațiune. Aceasta este o altă baie care trebuie zugrăvită, la fel și aceste două dormitoare. Și să văd dacă mai am timp, poate dau o mână de vopsea și pe scări. Este o lucrare care necesită vreo două zile, pentru că trebuie
dat mai întâi cu pensula în jurul ramelor ușilor, dar și acolo unde există, nu mai știu cum îi spune în românește, îl voi numi în engleză crown molding, acest lucru care delimitează tavanul de perete trebuie dat cu pensula perfect, după care voi lua rolul. Aceste crown molding-uri există instalate în toate camerele, cu alte cuvinte, am destul de mult de dat la pensulă înainte ca să iau rolul. Am revenit în locuința prietenului meu, unde am prestat foarte mult timp în ultimii 2 ani. Din nou un joc de cuvinte, mult timp, ultimii 2 ani. Ok, ieri am avut o zi destul de complicată și se pare că și astăzi va fi la fel. O zi mai tehnică, hai să vă prezint de ce. Acesta este încălzitorul piscinei și astăzi trebuie să încercăm să-l conectăm la tabloul pe care vi l-am prezentat mai devreme. Acum prietenul meu s-a dus să scoată la imprimantă instrucțiunile. Eu trebuie să descoper unde este conectat în momentul de față acest încălzitor. În prima fază vreau să desfac acest capac. După care să urmăresc circuitul de fire. Să sperăm că nu va fi o treabă foarte complicată. Dar se pare că lucrurile nu stau chiar simplu, pentru că deja am dat de un șurub care se învârte în gol. Hai să vă prezint acest încălzitor mai de aproape. Am înlăturat capacul. Și vă spuneam că eu trebuie să desfac aici, să vedem ce circuit de fire are, după care să urmăresc aceste conexii unde merg. Trebuie cumva să ajungem acolo unde este panoul care controlează tot sistemul. Am întrerupt activitatea unde începusem de dimineață pentru că ne lipsește un senzor și am venit aici. Am conectat un transformator și am să vă explic ce face acest transformator. Vedeți acest geam? Este geamul de la dușul de la baie. Și pentru că atunci când faci duș să nu te vadă nimeni,
prietenul meu a instalat o folie care va fi conectată la low voltage, la curent de mai mică tensiune. Eu trebuie să dau o gaură și să ies sau să intru cu un fir acolo unde este transformatorul în batch și să conectez aceste fire la transformator. Am un întrerupător înăuntru și persoana care face baie, când dorește să intre în duș, dă de acel întrerupător și atunci această folie schimbă culoarea și practic nu te poate vedea nimeni de la exterior la interior. Când ai terminat de făcut duș, dai de întrerupător pentru a întrerupe curentul și atunci pătrunde lumină prin acest geam în baie. Am reușit să fac și această operațiune, am conectat firele și le-am lipit cu silicon pe margine. Eu zic că arată bine. Acum trebuie să merg în batch și să le conectez la transformator. Ok. Hai să conectăm firele. Nu-mi găsesc sculele, ba da. Acesta este cablul care vine de afară, trebuie să-l dezizolez. Ok, cred că este suficient. Deci roșu și negru, restul le tăiem, pentru că ne încurcă. Hai să vedem ce am făcut. Nice! Hai să predăm lucrarea. Deci acum e blurat. Acum poți să faci duș, nu? Și acum poți să vezi afară. Nice!